Hai, salut și bine v-am găsit la un nou episod. Înainte să începem acest episod, vreau să mergeți toți pe primul link din descriere către Instagramul meu, să rupeți acolo butonul de follow și apoi pe al doilea link din descriere către Streamcraft-ul meu, să rupeți și acolo butonul de follow și bine ați revenit la un nou episod cu profesorul Baldi, profesorul nostru care ne pedepsește dacă nu rezolvăm problemele de matematică și dacă nu suntem cuminți, presupun. Sau nu știu, poate este doar el creepy și vrea să ne pedepsească pentru orice. Habar n-am. Hai să-i dăm start. Lăsăm sensibilitatea la fel ca și data trecută, pentru că data trecută a mers foarte, foarte ok. Bun. Și mergem iarăși pe story mode să vedem dacă reușim să scăpăm de acest profesor care pare ok la început, dar după aceea este foarte, foarte creepy. Ne pedepsește, ne dă peste chelie și nu ne lasă să ieșim din școală. Ne ține profesorul ăsta practic aici captivi cu forța, aș putea să zic. Hai să vedem, prima dată mergem la notebook-ul acesta. Ia să dăm 9 plus 6, vine 15. Bun, 8 plus 2 vine 10. Dacă era să scriu și eu 20. Și 3 minus 2 vine 1. Ăla-i, prietene. Ne-am descurcat la primul test foarte, foarte bine. Hai să mergem acum la următorul notebook. Deci notebook-urile astea sunt tot timpul în aceleași, în aceleași locuri. Bun, hai să luăm asta. Iar n-am ascultat ce-o zis. Cum folosesc itemul ăsta? Am înțeles, nu știu ce fac cu bănuțul ăla. În fine, hai să mergem acum repede la notebook-ul ăsta. Bă, dar mă tot blochez aici în băncile astea. Sunt prea gras. Hai să vedem. Bun, deci minus 3. Așa, 7. Și asta e clar că n-avem cum să o rezolvăm. Hai, lasă-mă. Bun, acum trebuie să fug repede de domn profesor. Am înțeles, e undeva în dreapta. Deci eu o să fac stânga. Opa, s-a deschis aici ușa. Sper că nu vine după mine. M-am băgat pe alergat. Păi, cer mai departe cât am trecut până acum. Merge deschisă și asta, merge. Ăla-i. Aici este un locker. Nu știu cum îl folosesc. Nu știu, aici scrie ieșire, dar nu se poate întâmpla nimic. Sper că nu vine la od undeva în dreapta. Hai să mi se încarce asta de fugă. Dar cum folosesc eu itemele la de sus? Am înțeles. Nu mai știu cu ce click. Yellow door lock. Am înțeles. Nu, domn profesor, lasă-mă în pace. Ăsta vrea să mă prindă, domn profesor. M-am tirat. Ce vrei, ticule? Ia-l pe ăsta, domn profesor. M-a băgat în detenție. Cât 10 secunde. Mă rog, 13 parcă erau la început. Bă, și s-a uitat asta după mine aici. S-a uitat pe geam să mă vadă. What? Ia să vedem ce scrie aici. Despite her poor, nu știu ce. I said she always looking for a playmate, da. Am înțeles, deci își caută coleg de joacă. N-am nevoie de colege. It's a bully. Adică e un din ăsta care... Da, nici nu știu cum să explic în română. Care agresează ceilalți copii, pe ceilalți copii. Oare poate intra domn profesor aici? Here at school, nu știu ce, we are believe every good school needs a good bully. What the actual fuck? Nu vine să cred că a intrat aici la detenție și mi-a dat-o direct așa. Ai. Bă, dar ce tare zbiară, mă, deci mă face cu nervii. Oi, hai să mai dăm încă o tură. Să vedem cât de departe ajungem. Ia să-mi scrieți toți în comentarii dacă ați reușit să scăpați din școala domnului Baldi. Deci nu știu dacă cineva poate să scape din școala domnului profesor. Ai, băi, groaznic mă cum face.
Deci dacă ai greșit vreo problemă de matematică, face ca trenul. Hai să vedem, 2 plus 4, 6, 6 plus 8, bun, 14, pe ăla 10, easy. Hai domn profesor, că am făcut bine. Am înțeles, asta mi-o dai de fiecare dată, altceva, nu-mi dai și mie? Ia să vedem la notebook-ul ăsta. 5 minus 2, 3. Clar că e 3. 4 minus 1. Am înțeles, și asta e rip. Deci tot timpul, ultima problemă, după ce ai luat un notebook, a treia e rip. Hai să fugim acum repede. Iar e în dreapta? Iar e în dreapta. Deci trebuie să fugim pe aici. Deschidem ăstea repede. Intrăm aici. Sweep, sweep, sweep. What the fuck? Cineva a vorbit în microfon de m-a speriat de numa. Bun, și avem ce asta? Cola sau ce naiba e? O doză de cola avem. Bă, cum a apărut nebunaticul ăsta de profesor? Nu mă lasă în pace, nu vine să cred. Bă, deci mă sperie de... Mamă, că vine să-mi dau glonțul. Hai că mai dăm o tură. Deci mă sperie de... Vai de capul meu. Nu cred că e atât de rău, mă. Deci dacă ai greșit, te paradește. Hai ce urât face. Am vrut să zic 8 plus 1, dar rezultatul e 8. 7 minus 6. Tot fi 7 minus 6. Mare? 5 minus 5. Mare? 0? Hai mă că-s bun pe matematică. Nu credeam că-s așa bun pe matematică. Bun, hai să vedem celălalt notebook. La ăsta deja știm că o să avem o greșeală. Știm că acolo este cola. Sunt foarte curios dacă tot timpul e cola acolo. 4 plus 2, 6. 7 minus 2, 5, nu? A, și ultima e rip. Hai, lasă-mă, uai, ce gură a făcut. Uitați-l acolo jos. S-a supărat domn profesor iară pe noi. Hai să fugim repede, repejor. Am uitat să-mi iau. Mamă, că au zis că fug ăștia pe hol. What the fuck? Aici ar avem o băgat, mă, iar în detenție, mă. Domn profesor, lasă-mă în pace, du-te de aici. Dar nu-mi zici că mă așteaptă domn profesor aici la ușă? Mă așteaptă la ușă, mă. O intra direct prin ușă. Nici nu m-am gătat detenția și o intra direct prin ușă, mi-o dat-o. Oi, vere, mă, deci e imposibil, practic, să scap de domn profesor. Oaie, ei, mai încercăm o singură dată. Și gata, vă rog să-mi scrieți în comentarii dacă ați reușit să scăpați de domn profesor, să scăpați din școala asta a lui. Nu știu ce școală e asta, dar e creepy rău de tot. E cea mai dubioasă școală în care am fost vreodată. Hai să dăm 6 plus 2, 8. 1 minus 3, minus 2. Bun, și 1 plus 2, 3. Great job, am înțeles. Lasă-mă să mă duc să-mi iau notebook-ul celălalt. A, să-mi iau asta moneda. Bun, și acum hai să luăm asta. Bun, și 10. 2. Și asta o greșim, ca de obicei. Că n-avem cum să aflăm acolo rezultatul. Dacă există un rezultat, sunt curios dacă chiar există un rezultat. Fugim iară repede pe aici. Auzim tot timpul în dreapta. Nu mai vine, lasă-mă bage în detenție. Sweep, sweep, sweep. Lasă-mă în pace, mă. Need to rest. What? Am nevoie. Îi dau cu cola în față. Domn profesor, lasă-mă în pace. Ai pe unde fug acum. Bă, măcar se mișcă mai încet, parcă. Fluiera. Cum e fluiera, domn profesor? Lasă-mă în pace. Sper că nu vine așa dintr-o dată.
Hai să intrăm aici repede. Aici avem lacătul. Luăm lacătul repede și ne tirăm iară. Nu-i pe aici, domn profesor. Nu știu pe unde naiba o fi. Îl aud pe aici, parcă. Hai să intrăm aici repede. Naiba e aici. Aici este un notebook. Mă duc să-l iau repede. Domn profesor, lasă-mă să-mi iau notebook-ul ăsta. 1 minus 1. Păi 0, nu? 5 minus 5. Păi tot 0, nu? Aoleu, și vai de capul meu, că și pe asta am greșit-o. I hear every door you open. Cam nasol pentru mine și viața mea. Păi, dar unde mi-e doza aia? Trebuia să renunț, da? Am înțeles. Nu, domn profesor, lasă-mă în pace. Bă, deci mă sperie profesorul ăsta, deci nu mai pot să fac nimic, e imposibil. Deci e imposibil. Mă distruge, îmi distruge timpanele, îmi distruge viața și nu mă lasă să scap din școala asta. Deci nu mai scap din școală în veci. Deci sunt foarte curios dacă voi ați reușit să scăpați din această școală a domnului Baldi. Deci practic este imposibil să scap din școala profesorului Baldi. Vă rog să-mi scrieți toți în comentarii dacă ați reușit. Cam ăsta a fost videoclipul. Să nu uitați să mergeți pe primul link din descriere către Instagramul meu și pe al doilea link din descriere către Streamcraft-ul meu. Să rupeți acolo butoanele de follow. Vă pupă fratele și ne auzim pe următoarele videoclipuri. Pa, pa!